Cazul de la Caracal aduce modificări în ceea ce privește sistemul de lucru al operatorilor 112. Polițiștii care preiau apelurile au fost mutați și ei în Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență din capitală. Pe partea stângă sunt 112, sub ei pompierii de anul trecut, din iunie, partea Smurdului tot din iunie cu pompierii, după care ambulanță în noiembrie anul trecut, care este jos în fața noastră, și de săptămâna asta avem colegii de la jandarmerie și ofițerii de legătură de la poliție. În scurt timp, așa vor funcționa toate centrele din țară care preiau apelurile de urgență. Într-un termen foarte scurt, vom reuși să avem la nivelul întregii țări această modalitate de lucru. Singurul lucru pe care trebuie să-l punem la punct este identificarea spațiilor în fiecare județ, ca să avem unde să ne organizăm. Aducerea poliției și jandarmeriei aici, în dispecerat, înseamnă anumite situații unde trebuie cooperare imediată. Oamenii sunt aici, pot discuta între ei direct, pot lua decizii împreună. Dacă, de exemplu, dacă este o urgență foarte mare și cineva este ocupat la telefon, poate să se atragă atenția că avem o urgență foarte mare, că se poate să o preia. La Centrul Municipal Integrat pentru Situații de Urgență din capitală se vor putea forma și viitorii dispeceri, deoarece există o cameră specială unde aceștia vor învăța cum să interacționeze cu victima, dar și cum să procedeze eficient pentru a putea salva cât mai multe vieți. În încăperea cealaltă stau ceilalți elevi care nu sunt la simulare și care urmăresc colegilor și stau instructorii care dau apelurile de urgență. Pot să-i streseze, pot să-i pună situații limită, să vadă cum reacționează, totul bineînțeles fiind înregistrat și după asta analizat și discutat. Condițiile mai eficiente de lucru au fost impuse după tragedia de la Caracal, care a arătat slăbiciunile sistemului 112, lipsa de coordonare, dar și o gestionare ineficientă din partea operatorilor. Dispecerul polițist care a discutat la telefon cu Alexandra, victima călăului Gheorghe Dincă, s-a scuzat spunând că în acea noapte lucra singur pe tură. Situații de acest gen nu vor mai apărea, promit autoritățile. Mihai Fifor a cerut și o analiza numărului de polițiști care patrulează, deoarece în multe comune din țară nu există nici măcar un agent care să poată asigura paza oamenilor. Noul proiect prevede ca patrula de stradă să fie una mixtă, formată dintr-un polițist și un jandarm, iar oamenii din subordinea sa să-și schimbe atitudinea. Nu-mi doresc să mai văd ce am văzut la Galați zilele trecute. Nu voi tolera așa ceva. Să văd oameni care stau în mașină și se uită impasibil cum un copil le cere ajutorul și nici măcar nu catadixez să dea jos din mașină. Fifor și Arafat vor să mai propună un proiect prin care apelurile false la 112 să fie aspru sancționate. Scopul oficialilor este ca oamenii să conștientizeze faptul că în timp ce autoritățile sunt puse pe piste false, există persoane care chiar se află într-o situație de urgență.